Ana Maria Sibișanu are un început de vară complicat. În vârstă de 14 ani, înotătoarea Clubului Steaua București a trebuit să-și împartă timpul între pregătirea participării la Festivalul Olimpic al Tineretului European și examenul de evaluare națională. Destul de complicat să fac față și la școală și la antrenamente, dar am reușit. Cum a fost examenul de admitere și unde vei învăța de la toamnă? Cred că la liceul Emil Racoviță. Iar examenul a fost destul de ușor. În Slovenia, Ana Maria va concura în probele de 200 de metri liber, 200 de metri mix și 400 de metri mix, iar până la primul start pune la punct ultimele detalii alături de antrenoarea Iulia Becheru. Ana este o fată destul de puternică din punct de vedere fizic și de asemenea are o capacitate de a asimila partea tehnică destul de rapid și este destul de aplecată spre detalii și spre acest aspect tehnic care e destul de important. Ca orice sportiv de performanță, Ana Maria țintește sus de tot și nu se ferește să ceară ajutorul atunci când simte că e nevoia să corecteze anumite lucruri în antrenamentele sale. Cum te antrenezi din punct de vedere psihic pentru o competiție? Merg la psiholog, vorbesc, discut și încerc să-mi vizualizez probele. Care sunt calitățile de care e nevoie pentru a performa la not, după părerea ta? Cred că primul lucru și cel mai important e să fii foarte bun psihic. Trebuie să duci fiecare antrenament și fiecare probă și după, nu știu, să muncești foarte mult. Cât de mult contează ajutorul și sfaturile unui psiholog pentru un sportiv de performanță? Destul de mult, pentru că mă ajută să mă calmez înainte de probe și să gândesc diferit și limpede.